Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Iana Laghirie și vă invit să urmărim împreună principalul grupaj informativ al zilei. Comisia de la Ministerul Culturii s-a întors astăzi în Parcul Romanescu. De ce? Vă spunem în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Caz ieșit din comun în Cârcea. Proprietarul unei locuințe este pus să plătească impozitul de două primării, din Cârcea și din Craiova. Copiii care se internează la clinica de pediatrie 1 a Spitalului Județean de Urgență Craiova stau în paturi vechi de 10 de ani. Festivalul Internațional Shakespeare își deschide joi porțile în Bănie. Comisia de la Ministerul Culturii s-a întors astăzi în Parcul Romanescu, în primul rând pentru a vedea dacă sunt respectate măsurile impuse pentru protejarea vegetației. În al doilea, specialiștii din București le-au adus constructorilor un document în care este explicat, pe înțelesul lor, cum trebuie să lucreze într-o zonă cu copaci și plante de valoare. Parcul Nicolae Romanescu este monument istoric de categoria A. Această clasificare definește rangul național al parcului și pentru că este vorba despre o amenajare peisagistică de o valoare deosebită. Cu toate acestea, când a fost inițiată refacerea parcului, caietul de sarcini și avizul dat de Agenția de Protecție a Mediului nu au impus condiții speciale de protecție a vegetației, deși aici se află pomi și arbuști de mare importanță. În urma sesizărilor făcute de Gazeta de Sud și a LGTV, Ministerul Culturii a luat decizia de a opri temporar lucrările în parc și de a impune anumite condiții constructorilor. Astăzi, comisia a revenit pentru a vedea în ce măsură constructorii au respectat ceea ce li s-a impus. Mai mult, specialiștii din București au adus cu ei și un document care explică pe înțelesul oricui cum trebuie lucrat într-o zonă ce cuprinde arbori și arbuști de valoare. Astăzi ne-am întâlnit iarăși cu toți specialiștii, asistența la proiectare, beneficiarul, toate instituțiile implicate în proiect, atât proiectantul cât și consultanții, pentru a stabili ce lucrări pot merge mai departe și pentru a înmâna constructorului un material informativ despre protejarea vegetației pe durata șantierului. Șantierul va începe și se vor lua măsuri de protejare a vegetației. Materialul se adresează oamenilor care nu sunt specialiști, deci va fi foarte ușor de înțeles. În același timp, echipa care cuprinde specialiști în peisagistică, urbanism și arhitectură a elaborat un raport complet în legătură cu lucrările din Parcul Nicolae Romanescu. Am terminat și raportul final, care va fi făcut public de domnul ministru Vlad Alexandrescu și bănesc că îl veți putea consulta. Lucrările în Parcul Nicolae Romanescu au fost oprite în perioada 31 martie-14 aprilie. Ele vor fi reluate cu respectarea indicațiilor primite de la comisie și vor fi monitorizate până la finalizare. Caz ieșit din comun în Cârcea. Proprietarul unei locuințe este pus să plătească impozitul de două primării, cea din Cârcea și cea din Craiova. El a solicitat încă din 2014 primăriei Craiova să-l șteargă din evidență, însă s-a lovit de refuzul repetat al funcționarilor de aici. Mai mult, anul acesta, municipalitatea i-a cerut impozit atât pentru casă, cât și pentru mașini și teren. Și, din păcate, nu este singura persoană în această situație. Ne aflăm pe Alea 7, drumul apelor. Aici, localnicii se află într-o situație inedită. În timp ce toți cei din partea dreaptă și cei din spate se află pe teritoriul comunei Cârcea, aici există locatari care figurează atât la Craiova cât și pe teritoriul comunei Cârcea. Primăria Craiova, din diverse motive, refuză să-i scoată pe aceștia de la plata impozitelor pe locuințe. Unul dintre cei aflați în aceste situații este Doru Roșu, care a dobândit în 2001, printr-un act de donație, un teren pe Alea 7, drumul apelor, în apropiere de Craiova. La vremea respectivă, terenul figura pe teritoriul Craiovei, spune el, iar acum toate actele sale figurează la Cârcea, insuficient însă pentru a nu mai fi nevoit să plătească impozit la primăria Craiova. Eu nu pot să fiu scăzut, iar vecinii mei care se află în jurul meu au fost scăzuți. De către cine? De către primăria Craiova, pe care pe mine refuză să mă scadă. De ce refuză să vă scadă de la impozit? Pe motivul că se află în conflict, în litigiu, primăria Craiova cu primăria Cârcea, pentru delimitarea zonei respective. Și dumneavoastră aveți casa pe ce comună? Pe comuna Cârcea. Și toate actele? Toate actele pe Cârcea. Autorizație de construcție, tot pe Cârcea. Inclusiv de la buletinul aveți pe Cârcea?
buletinul tot pe Cârcea, de la oficiul de cadastru toate actele extras din cartea funciară și toate cele sunt de Cârcea. Acum plătiți impozitul și colo și colo? Da, mi-a venit decizie de impunere și de la primăria Craiova, dar de la Cârcea nu mi-a venit pentru că acolo mi-am plătit. Din 2014 eu plătesc la primăria Cârcea. Într-un răspuns primit de la primăria Craiova, bărbatului i se spune că în cazul în care se ivește un conflict cu privire la delimitarea teritorială între două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, până la clarificarea conflictului, contribuabilul datorează impozitele și taxele locale aferente materiei impozabile la bugetul local al unității administrativ-teritoriale, în a cărei evidență era înscrisă până la apariția conflictului. Celelalte organe fiscale nu au dreptul să perceapă taxe și impozite până la soluționarea conflictului. Problema este că până la apariția conflictului, Doru Roșu avea casa înregistrată la Comuna Cârcea, dar continuă să fie somat să plătească impozit la Craiova. Viceprimarul Craiovei, Dan Dașoveanu, la care Doru Roșu a fost de două ori în audiență, a declarat pentru Gazeta de Sud că omul nu poate fi scos din evidențele Craiovei. Nu este singurul caz de acest gen, nu avem nicio soluție pentru el în acest moment. M-am interesat de cazul lui pentru că el a venit la mine în audiență, dar de la compartimentul de specialitate mi s-a spus că trebuie să plătească în continuare impozit la Craiova, pentru că așa prevede codul fiscal, a precizat viceprimarul. Întrebat de ce totuși primăria Craiova îl impozitează pe Roșu pentru o casă construită cu acte de Cârcea și întabulată de Cârcea, Dan Dașoveanu a precizat să ne îndreptăm către compartimentul de specialitate, respectiv către Direcția Impozite și Taxe Craiova. Am încercat în repetate rânduri să obținem un punct de vedere de la directoarea acestei direcții, Elena Bonescu, dar aceasta nu a răspuns la telefon pe tot parcursul zilei. Și primarul comunei Cârcea recunoaște că lucrurile încă sunt încurcate. În zonele ăștia tampon, atâta timp când nu se delimitează, oamenii încă rămân încurcați. Nu ne pare rău, pentru că am vrea să descurcăm aceste lucruri, suntem bine intenționați. Cei care sunt înregistrați la Craiova, astăzi codul fiscal le spune să rămână așa cum sunt înregistrați, până la definitivarea limitei administrative. Și când va avea loc această definitivare? E greu să vă spun, pentru că nu știm o dată limită, depinde și de guvern, depinde și de mulți factori care sunt implicați în această chestiune. Dar există cazuri și mai alambicate decât cel descris. Ne aflăm pe alia 5, drumul apelor. Aici situația este cu adevărat inedită. Același proprietar are casa aceasta care figurează pe Craiova și în același timp casa aceasta pe care și-o construiește acum figurează pe Cârcea. Cum plătiți impozitele? Păi la Craiova e în jur de 5 milioane și la Cârcea sub 1 milion. Deci mai puțin? Mai puțin, de vreo 5 ori. 5 ori și. Cât îi privește pe vecinii acestui domn, ei sunt cum altfel decât împărțiți. Figurați pe Craiova sau pe Cârcea? Pe Craiova, mama. Pe Cârcea figurați. De Craiova aparțin eu. Primăria Craiova a anunțat închiderea circulației rutiere în cartierul Bariera Vâlcii de la intersecția cu Alea 1 până la intersecția cu strada Primăverii. Se va întâmpla de pe 14 aprilie, când va începe pregătirea zonei pentru asfaltare. Doar echipajele de la salvare, poliție, pompieri și autobuzele regiei autonome de transport vor avea acces în zona restricționată. Riveranii sunt rugați să nu parcheze pe partea carosabilă în perioada restricțiilor. Copiii care se internează la clinica de pediatrie 1 a Spitalului Județean de Urgență Craiova stau în paturi vechi de 10 de ani. Unele au fost înlocuite, dar cele mai multe se vopsesc o dată pe an și sunt folosite așa, pentru că altă soluție nu există. Și nu doar de paturi noi este nevoie, ci și de aparatură de bază pentru aspirarea secrețiilor, linoleum antibacterian sau aragazuri. La clinica de pediatrie 1 sunt în total 50 de paturi, majoritatea vechi de ani și ani și de cele mai multe ori folosite toate, pentru că numărul copiilor internați este mare și îl depășește pe cel al paturilor. N-am schimbat pădusuri de foarte mult timp. Pădusurile sunt tot... Sunt 5-6 ani când am primit, dar puține, 5 pătuțuri care sunt din inox, așa, și altele 5 care sunt mai mici. Astea sunt mai de preșcolar și celelalte 5 mai micuțe, tot de inox. Pe rotile, așa. Dar celelalte sunt vechi. Sunt vechi de când e spitalul.
Paturile noi nu sunt singurele lucruri de care ar avea nevoie clinica de pediatrie 1. Printre acestea, linoleumul antibacterian, pentru ca micuții să nu mai coboare din pat direct pe ciment, aragazurile care să le înlocuiască pe cele vechi de 10 ani, o hotă și chiar aparatură de bază. Ar mai trebui, în sensul ăsta, niște aparate de nebulizare și aparate de aspirații de secreții. La ce vă ajută acestea? Cât de important ar fi să le aveți? Foarte important este, pentru că majoritatea copiilor necesită aspirarea secrețiilor și aparatele de nebulizare fac parte din tratament. Din tratamentul afecțiunilor respiratorii sunt foarte, foarte, foarte necesare. Acum 2 ani, medicii au reușit să facă reparații importante prin eforturile proprii și au format o asociație. Au donat 2% din salariile lor și au reparat instalațiile sanitară, electrică și termică. De asemenea, au făcut igienizarea clinicii, care ar trebui realizată însă o dată pe an. Wizz Air a anunțat că fiecare client care cumpără astăzi online un bilet îl poate achiziționa pe al doilea la jumătate de preț, dar în limita a 6 bilete. Promoția este valabilă până la miezul nopții. Fiecare bilet include un loc alocat și un bagaj mic de mână. Gențile de cabină sau de cală, ori prioritatea la îmbarcare, nu sunt incluse în promoție, dar pot fi adăugate pe parcursul rezervării ori mai târziu. Biletele cumpărate trebuie folosite împreună și nu pot fi anulate separat. De asemenea, numărul de locuri disponibile la anumite tarife sunt limitate. Discountul nu se aplică următoarelor zboruri: Budapesta-Bordeaux, Budapesta de pe 14 iunie, Budapesta-Marseille, Budapesta pe 18 iunie și Budapesta-Lyon, Budapesta pe 22 iunie. Într-o perioadă în care Parcul Romanescu nu este disponibil publicului din cauza lucrărilor de reabilitare, Grădina Botanică rămâne o alternativă pentru craiovenii care vor să iasă la plimbare. În această perioadă a anului, lalelele sunt în prim plan. Pot fi admirați de asemenea și trandafirii, magnolii, bujorii și copacii seculari. Înființată în anul 1952, Grădina Botanică din Craiova a fost de-a lungul vremii a doua alternativă la plimbare și relaxare după Parcul Romanescu. Acum a fost luată cu asalt de craioveni, pe care îi întâmpină cu un covor de lalele. În această parte a Craiovei putem să vedem acum un vast covor de lalele care a fost realizat de către Primăria Municipiului Craiova. Sunt peste 30.000 de lalele. Sunt soiuri speciale, se numesc într-un anume fel. Cum se îngrijesc? Cum se îngrijească? Știți că lalele sunt flori care înfloresc primăvara. Durata lor de înflorire este 2-3 săptămâni, poate să ajungă și la 4 săptămâni în funcție de condițiile atmosferice. Este o floare foarte frumoasă. Astăzi se aflau în Grădina Botanică studenții de la Facultatea de Horticultură, secția peisagistică, ce efectuau lucrările de întreținere la trandafiri. La trandafiri avem o colecție, pentru că o colecție se numește, că nu este un număr foarte mare de trandafiri, care a fost înființată și sprijinită și chiar de Gazeta dumneavoastră, de Fundația Gazeta de Sud. Ce tipuri? Avem 43 de soiuri de trandafiri care au fost donate de către profesorul Wagner de la Cluj. Dacă ne referim la arbori, aveți arbori seculari în Grădina Botanică? Avem exemplare, avem un stejar și avem un platan care au peste 150 de ani și se declarate monumente ale naturii. În prezent, Grădina Botanică este menținută în structura Universității din Craiova și finanțată de către stat. Este organizată și funcționează la fel ca marile grădini botanice universitare din țară și de peste hotare, cu următoarele sectoare: sistematic, provincii floristice ale globului, plante cultivate, pepinieră, rozarium, sere, provinciile floristice ale României, plante ornamentale. Cei 60 de lideri de sindicat din cadrul complexului energetic Oltenia, plecați în marș de protest spre București, se apropie de Craiova. Aceștia au pornit ieri de la sediul termocentralei Rovinar și intenționează să parcurgă 320 de kilometri pe jos. Sindicaliștii au declarat că doresc astfel să tragă un semnal de alarmă privind situația gravă în care se găsește complexul energetic Oltenia. Acesta produce la 30% din capacitate, iar în aprilie și mai, 7.000 de oameni vor fi în șomaj tehnic. Minerii vor să parcurgă traseul Târgu Jiu, Turceni, Craiova, Slatina, Pitești, București în 8 zile, câte 40 de kilometri pe zi. În acest ritm, mâine seară vor ajunge la Ișalnița. Ortacii poartă veste cu mesajul SOS, salvați complexul energetic Oltenia. Craiova devine de joi capitala europeană a teatrului. Începe cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare, care aduce în bănie trupe și regizori celebri din Japonia, Africa de Sud, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Belgia și Statele Unite ale Americii. Festivalul se desfășoară în perioada 14-26 aprilie la Craiova, București, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea și Drobeta Turnu Severin. Această ediție a 10-a are loc în anul dedicat împlinirii a 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare.
Pentru această ediție sunt invitate la festival trupe celebre ale lumii, Teatrul Saitama din Tokyo, cu spectacolul Richard al II-lea, Teatrul Schaubühne din Berlin, cu Richard al III-lea, în regia lui Thomas Ostermeier, Baltic House Theatre Festival cu Macbeth, Teatrul Shakespeare Tobacco Factory din Marea Britanie cu Hamlet, Worcester Repertory Company cu Comedia Eroilor, Teatrul Flaut din Stafford-upon-Avon cu Hamlet, Teatrul Municipal din Berșeva cu Romeo și Julieta, Teatrul Laborator Sfumato din Sofia cu Poveste de Iarnă, compania A&M Production din Africa de Sud cu spectacolul Hamlet. Sunt programate de asemenea câteva recitaluri shakespeariene ale unor actori din Suedia, Polonia și India, concerte cu lucrări inspirate din creația shakespeariană realizate de formații din Marea Britanie, Portugalia, Belgia și Statele Unite ale Americii. Târg de flori și bunuri de larg consum în perioada 16-17 aprilie la Centrul Multifuncțional din Craiova. Acesta va avea loc în cadrul celei de-a treia ediție a Festivalului Primăverii. De asemenea, vor fi organizate mai multe spectacole, expoziții, ateliere de handmade și activități instructive educative. Își vor aduce contribuția, printre alții, ansamblul folcloric Maria Tănase, Liceul de Artă Marin Sorescu, Palatul Copiilor, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul Olteniei și Facultatea de Agronomie și Horticultură. Evenimentele se vor desfășura în fiecare zi între orele 10-18, iar intrarea este liberă. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Vremea rămâne frumoasă și mai mult, temperaturile continuă să crească. La noapte vor fi 7 grade la Târgu Jiu, 9 la Craiova și Slatina, 10 la Cetate și 11 grade Celsius la Drobeta, Turnu, Severin. Mâine cerul Olteniei va fi senin, se vor înregistra 24 de grade la Râmnicu Vâlcea, 25 la Craiova și Caracal, 26 la Corabia și 28 de grade Celsius la Calafat. Știrile se încheie aici, urmează în câteva momente Jurnalul Sportiv. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de ALEGE TV. Pe mâine!